Precursorul domnului. Puteți, puteți vorbi cu dânsul, că noi am venit din partea opusă. Da, da. Am primit o bună ziua, agent Gen Burcea. Să trăiți. Aș dori și eu să-mi prezentați datele dumneavoastră. Eu? Dar pentru ce, domnule? Toată lumea. Pentru scurt, pentru... Tot și permisul, tot. Da, da. Care cum cum aveți mașinile? Nu are problemă. Am observat și eu. Unde e colegul? Puteți să vă pătrați să vedeți că n-am... Nu, 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 doar permisul aș dori prima dată și... Colegul cred că l-a luat Dumnezeu. Haideți să-l frumos în fața mea. Dăm drumul. Ai văzut de bai gradul la mafie, da. Cu încetul. Ha? Nu, da. Ce idee ai tu? Andrei Dumitrescu. Da, da, da. Am vrut să mă angajez și eu la poliție. 34. Da, nu. La call center. Mai vrei operat. Ok, domne, următorul. Ce următor? Următorul. Pentru ce? Ca să prestați actele dumneavoastră. De ce? Nu, am fost sesizat, am primit un apel că acolo în față la magazinul de haine s-au bătut doi cu taserul. Și aș dori cu o mașină. Tocmai, nu acum, eu tocmai cu băieții ăștia discutam aici, da? Să știți. Tot timpul da, a fost și noi am venit din partea opusă. Da, au venit din partea aia. E o mașină galbenă. Eu am așteptat amândoi la semafor și am vorbit puțin cu ei. Mai ales că mă așteptam. Da, mașină galbenă. Asta e portocalie, domnule. Domnul care a zis, da, e portocalie. Deci dumneavoastră, ca să mă verificați pe mine, trebuie să aveți în momentul de față un act doveditor. Serios? O verificare pe numele meu. Ok, tot te rog frumos acolo la dispecerea mea și poți să-i spui că... Buletinul poți să vi-l dau. Păi aia cer. Altceva nu poți fi. Nu știu dacă tu e cam aia așa tu pe în față când două persoane s-au bătut. Și da, ok, hai te rog frumos prezentă și tu buletinul. Sigur că da. Am așteptat la semafor. Să aveți voie să opriți pe cineva, doar că ați auzit pe o vorbă că s-a bătut cineva. Nu e prea o vorbă. Cineva acuză o persoană cu mașină galbenă că... Dacă tot îl acuzați pe domnul, poate el l-a amenințat, ceva de genul, dar domnul a fost cu mine. Nu vrei să mă cauți în altă parte? S-a întâmplat ceva de la... Da, sau măcar să nu zic. Hai domnul, prezentați-mi și mie buletinul. Deci buletinul vi-l prezint, eu n-am zis nimic. Dar dânsul i-ați prezentat, i-ați verificat actele de matriculare atâta timp cât el nu se afla pe carosabil, adică nu era mers. Domnul, vă rog frumos să nu mai... Domnul Sombra Negra. Sombra Negra, mă rog. Da, te-am... cred că te-am văzut ieri, pe aici, prin oraș. Sigur. Ok, următorul. Tu, dacă te rog frumos. Colegul, scrie pe hârtie. Nu, nu mai dați. Test. Da, cam semnați, sunteți frate? Verificați-o. N-am actul de verișor. Nu am actul de identitate. Brian Campbell. Ok. Nu ai, am înțeles. Bun, putem să verificăm. Acum e mașina asta galbenă. Brian Campbell. A unui frate de-a meu. Ok, poți deschizi bagajul dacă te rog frumos? Haide, te rog frumos în mașină. Daniel, îi vrești cu mașină așa frumoasă. Se câștigă bani la poliție, domnul. Da. Să nu ziceți că sunt rău, dar să știți că nu aveți voie să faceți asta fără un act doveditor. Dar asta vezi. Dar odată ce n-am ce ascund, cea mai mare plăcere. Domnul din spate, vă puteți da un pic mai în spate? Și domnul ca cu mașina să veniți lângă mine, dacă vă rog frumos. Am primit o reclamație despre... Dar să știți că nu este mașina mea. M-auziți? M-auziți? Ok. M-auziți? Da, te auzim. Oh, da, te auzim. Bun. Am primit o reclamație cum că... Am înțeles, ne-a spus, spus? Colegul domnului. Da, am spus. Da, da. Da, să uite și pe bagajul. Bun, poți să închizi pe bagajul. Bine, atunci puteți să circulați în continuare. Ne scuzați de întrerupere. Dar știți, știți cine au... A dat aceste acuzații? Da, a fost un domn. Da, a fost un domn acolo în față la magazinul de haine. Nu o să dau numele pentru că asta rămâne strict privat. Dar a fost un domn acolo care a zis că două persoane s-au bătut acolo excesiv. Așa au făcut exces cu taserul, o mașină care și-au fugit cu o mașină galbenă. Unul dezbrăcat, fără bluză și unul îmbrăcat total. Acum noi v-am luat pe dumneavoastră, mă scuzați de deranj, n-am găsit nimic, dar o să facem un mic control pe aici ca să vedem dacă găsim pe cineva. Nu doriți să... Chestia că să...
spune. Domnul de aici nu s-a prezentat. Ba da, m-am bugetat. Am zis agenda eu? După nici până. Eu m-am prezentat, domn dragi, cu Andrei. Dar nici nu ne vezi o prezentat. Dânsul nu și-a luat pastile noastre și boseră când nu are și aparat auditiv. Mai mult mergea în spate decât în față. A, bă, ăsta la foc rău. Da, bine atunci, o zi frumoasă aveți și spor la muncă. La fel, ne ajută. Hai de pădă. La fel. Cum e tu? Da, stai că conduc eu. Păi închide ușa, mă! Mamă, ce-s cu ăștia? Luați-l pe ăsta, dacă mergeam în părtele deschise. Da, sare acolo, că-i va trece. Colegul, dar ce se întâmplă acolo? Te cam duci mai mult în spate decât în față. Da, e... Poftim? Ceva de la Dumnezeu, poți să... Zic că nu mai am ăsta de... Cred că e un pic de la pe server pericol. Sau poate e de la netul meu, nu știu. Eu n-am la mă, uite știu, am 100 de FPS-uri aici, am palet, ești nebun? 114 de FPS-uri. Nu e de lag de FPS-uri, lagul e la el, am înțeles. Da, mi-a dat respawn băiatul ăsta din greșeală. Nu, n-am lag, uite 118 FPS-uri în palet, apoi pe ce server ai mai avut 118? Tu n-ai avut niciodată, zic, dar... De fapt și tu ar trebui să ai. Mai a tot răspundut trei. Am înțeles. De trei ori mi-a trebuit. Mai pot de. Ah, eu dat la asta respawn admin-ul. Da, ai dispărat de lângă mine. Ce vă crede din spate? Colegul, ai nevoie de ceva ajutor la secție? Dezactivez niște tichetele astea. Colegul, ai nevoie de ajutor la secție? Să trage în oraș, să trage în oraș. Atenție! Gata. Să trage în oraș, colegii, să trage în oraș. Nu aud pe unde ar fi, dar să pregătiți și să veniți și voi. E lângă showroom, acolo s-au auzit împușcăturile. Domn polițist! Domn polițist, ajutor, vă rog eu. Ce-s cu ăștia, mă? Domnul, domnul! Colegul, du-te la ei! Domnule, e imposibil să ceva! Ne-a rupt portiera de la urs! Ne-a rupt portiera de la urs! Ne-a rupt portiera de la urs! Nu se face așa! Asta? Deci dânsul știți, stătea acolo parcat, am dat să ies și l-a dat cu spatele și l-a accidentat pe prietenul meu. Domnul, de ce ați intrat agresiv în domnul? Domnul, ați intrat agresiv, am fost și eu de față când am agresiv, picat. Agresiv, foarte agresiv. Deci, domnul cu chelie. Nu a băgat casa, casa încă? E băgată, mă, dar genii nu știu ce conturi. Păi, bă, ce-i cu ei? Domne, tot eu să-i dau, că el m-a lovit din spate. Poți să-ți iei arme și... Eu te-am lovit, tu ai dat cu spatele și l-a dat pe ăsta jos. Am fost și eu, domnule, trebuie să bagi și mașina, sunt trei martori aici. Păi când am plecat, domnule, am vrut să... Domnule, eu l-am oprit pe loc. Și am dat cu spatele. Când vorbesc, o taci. Am semnalizat stânga ca să... Bă, eu vorbeam primul, mai taci tu. Și am semnalizat stânga ca să ies. Și eu m-am oprit și ei am intrat în spate din mine. Că a venit un domn cu o mașină de acolo și i-am oprit. Continuă. Ați văzut nimic ăsta, ai mai... Revenind. Cam multe. El a intrat în spate din mine și s-au dat jos la mine, au început să urle. Ba nu, domne, am fost martor. Și domn polițist.
Te rog frumos să ieși datele la domnul Chirioso. Haideți, domnule, cu mine. Să povestim, să vedem ce s-a întâmplat acolo. Eu? Domnule, ai fără bluză pe ei. Îți amor martor, îți martor. Tu stai acolo, tu stai acolo. Colegul tu du-te pe partea cealaltă, ia le trebuie frumos buletinul, permisul. Permisul e o problemă, nu prea mă înțeleg. E o problemă cu buletinele, sunt... Ok, cred că mă duc să mă spânzur. Du-te și fă-ți treaba, trebuie frumos. Ce treabă să fac? Colegul? Mă duc. Cred că vrei să vorbesc cu șeful. Cred că o să vorbesc eu cu șeful. Ok. Bună ziua, agent rotier, domnul Garcia. Da, trebuie să mă prezint de fiecare dată. Înțeleg, nu știu. Ok, poți să-mi spui ce s-a întâmplat după ce am plecat noi? Sigur. Deci acest individ, Chiliuț, nu pot să-i spun altfel, că vă care leucemie, are boală gravă, nu la dansează, nicio problemă n-are. Era cu baședa de Uber. Da, da. Uber Eats, de gândi vedeți. Era da. Staționată în fața noastră, după cum ați văzut, dar... Dânsul vorbea la telefon, se înjura cu cineva, nu știu. Am văzut că a accelerat și-o dat să iasă. O dat semnal, într-adevăr, și-o dat să plece. În momentul ăla am accelerat să mă duc pe banda de urgență în spatele la individul acesta care țin. Ca să vorbesc cu el, să mă, dau mai în spa, să mă duc mai în față, ca să nu mă alerg. Hai, domnule, nu știu să vorbești mai și haideți un pic mai așa că... Da, ne cam... Ca să nu merg... Bun. 100 de metri până la mașina lui. Am zis, parchează în spate și în momentul ăla când a accelerat, mm-hmm. În jumatea, când a făcut virajul maxim, a pus deodată frână și a dat cu spate. Și am pus frână brută și într-adevăr m-am enervat și am dat două înjurături. Dar n-am avut să mă audă, m-a auzit doar vărul meu, că aveam geamurile chise. Dar nu știu, nu știu cum, dânsul cred că are urechi de elefant ceva, că a început imediat să ne înjuri, că m-a scos capul pe geam și a început să ne înjuri. Tot el. Da, am înțeles. După care eu spun, stai puțin să vorbim, mă dau jos din mașină. Nu, eu nu mă dau jos din mașină. Am vrut să mă dau, dar s-a dat vărul meu. Și când a deschis portiera, o mai dat odată cu spatele, l-o dat și pe jos, mi-o rupt și portiera și direct după el. Până v-am văzut pe dumneavoastră și am sunat ca să puteți să-l trageți pe dreapta. Da, 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 ok, eu am început să scriu aici notițele și am să mă duc acum până la domnul Mecă, colegul meu se pare că a dormit la locul de muncă. Da, o, ne venim imediat și atunci putem să povestim continuare, știi? Acum depinde cum vreți voi să... Să luați mesajul cu asigurarea sau merge și depuneți o plângere și atunci o să fie mai... Nu, trebuie să dea bani pe mașina asigurare. Da, 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 nu, bine, mă duc acum să vorbesc. Vă rupți și parbrizul, vezi. Bă, ia-ți o bluză, pantalon pe tine, mă. N-am bun, niște da, bun, salutare. Aș dori să știu cum vă... Domnul care a condus mașina de Uber Eats, vă rog frumos să veniți pe la mine. Vă rog frumos să veniți pe la mine. Sunt legat de bordier direct, nu. Bă, nu da, mă. Ok, poți să spui telefonul ce s-a întâmplat și din perspectiva ta? Deci eu eram acolo, de unde ați plecat și dumneavoastră, că am vrut să văd și eu ce se întâmplă acolo. Și... Când ați plecat dumneavoastră, am vrut să plec și eu și am dat stânga ca să ies și a venit o mașină dincolo, așa, a venit o mașină dincolo și eu m-am oprit și doamne au intrat în mine, din spate. Deci numai atâta... Sau dumneavoastră a dat cu spate. Ok, bun, hai să ne uităm acum la mașină și după aia o să vorbim ceva. Am o întrebare, dacă noi am intrat în el, de ce portiera noastră nu mai e? Ia. N-aveți ușă? Da, e de chinezească. Dar și de ce geamul e spart? Dar mai oare mare geam? Că eu văd că nu are ușă. Ah, am înțeles. Are prizul da. Și bara stânga. Da, el ce are pe aici? Nimic, nu are nimic. Stopul de pe stânga, cum a intrat. Dom'le, dacă șeful lua mașină ca lumea, eu n-am ce să-i fac. Mașina bună, nu merge... Da, hai să... Bun. Cum vrei? E bun, e în program. Domnul, te rog frumos să fii până la mine. Am înțeles. Cum vreți să rezolvați? Asigurare sau plătiți pe amiabilă? Mici pe amiabilă, adică. Plătesc, domnul. Cât trebuie să plătesc? Asta vorbesc cu domnul. Trebuie domnii. Să plătești? Haide că sunt eu martor și atunci nu o să mai fie nicio problemă.
Dacă vreți să mergeți pe Amiabla. 500 de lei. Ai, domnule, mai scade ceva, că de-aia lucru și eu. Portiera. Portiera. 250 de euro. Da? Așa, și geamul 100, 350. Ce bară, domne, că n-are nimic ca bară, are o zgârietură, domne. Dai 500 sau facem plăcere, ca să știi. Și atunci rămâi și fără permis 90 de zile. Ai 450, domnul, dai 500 sau, ca să știu. Dacă nu facem plăcere, rămâi și fără permis, rămâi în curugul. Ai, domne, că îți dau 500, dar trebuie să scot de la bancă. Nu, mergeți la bancă și în caz dacă nu se conformează la ce ați rămas voi, atunci puteți să veniți să depuneți o plângere, ok? Mă duc aici mai față. Bun, o să o zi frumoasă. Mă duc aici mai față și scot bani de la bancă și mă întorc. Da, hai, dăm noi kiloți, dăm bancomat. Nu, pe dacă n-am mare bani pe car, ce vrei să fac? Hai de colegul în mașină. Mamă, ce spoare asta.